să abordez un subiect, pornind de la o zicală, oferă poporului cerc și pâine dacă vrei să ai liniște. Din păcate, de-a lungul istoriei, cam așa s-a procedat și am să explic de ce voi aborda subiectul ăsta. Ca simplu cetățean știam că există câteva perioade distincte, cea de campanie și cea de muncă în folosul populației. Ca politician am aflat că există partide care se află într-o campanie permanentă. Obsesia alegerilor fiind dominantă, consecința fiind obstrucționarea rezolvării problemelor cu care se confruntă orașul pe care îl reprezentăm. De o bună perioadă primim sfaturi din partea reprezentanților opoziției referitoare la ceea ce ar trebui să facem, cum să atragem fonduri de la București, să asigurăm laptele și mierea pe care, zic ei, le-am fi promis în campanie. Vreau doar să insistați pe două cuvinte, prioritate și responsabilitate. În condițiile încasării a 50% din bugetul pe 2013, apare necesară prioritizarea cheltuielilor prevăzute pentru acest an. Cu toții am vrea să avem asigurate resursele pentru tot ceea ce ne-am propus la început de an. Importante fiind, desigur, și investițiile în edificii destinate culturii, cu întrebarea dacă știe cineva precis ce va găzdui viitorul centru cultural, despre care se vorbește atât de mult, pentru că, în afară de găzduirea ansamblului ce prea vorbesc și destul de expoziție, eu, cel puțin, n-am aflat, am auzit doar despre dorințe, dar despre acest centru vorbim foarte mult. Sportul față de care ne simțim cu toții datori, dar care are nevoie de intrare în legalitate pentru a putea beneficia de finanțele de la primărie, de la Consiliul Local. Și numai puține sunt investițiile în piețe și cimitire. Din nefericire apare necesitatea luărilor decizii în calitate de for legislativ, responsabil în fața cetățenilor, indiferent de culoarea politică. Faptul că în Suceava primarul, precum și un număr foarte mare de consilieri sunt din opoziție, nu ne-au împiedicat să beneficiem de sute de miliarde de la București pentru plata arieratelor, a datoriilor cumulate în vechea legislatură, dovedind responsabilitatea noastră ca partid aflat la guvernare. Suma de 40 de miliarde pe care o primim de la București este condiționată de decizia de astăzi de a ne încadra într-un termen. Decizia de a vota această rectificare într-un termen. Cu siguranță bugetul de astăzi nu este perfect. Cu siguranță mai este loc de mai bine. Dar uneori în viață trebuie să decizi atunci când trebuie, într-un timp rezonabil. Să nu uităm că avem față de populație cel puțin două lucruri foarte importante de asigurat. Livrarea agentului termic pentru 22.000 de locuințe. Sunt peste 50.000 de oameni care beneficiază de acest agent termic și nu ne putem juca cu asemenea decizii, nu ne putem juca cu obiectivele care s-au pornit la școli, pentru că, până la urma urmei, dacă nu știm să avem grijă de educație, înseamnă că viitorul nu mai are ce să mai caute în ceea ce ne propunem noi să facem. Să oferim alături de mingea de handbal și soluții concrete pentru redresarea unui oraș care a ajuns să fie fratele sărac, dar fudul al botoșanului care este mai îmbrăcat, mai bine îmbrăcat, mai civilizat și parcă mai bine hrănit. Din păcate, asta este trista realitate. Sper că astăzi vom demonstra în ceasul al 12-lea că suntem capabili să lăsăm pâinea să fie prioritar în fața circului, atât de prezent, din păcate, în ultimul timp, în ședințele Consiliului Local. Cu atât mai mult, cu cât, alături de întregirea salariilor și a pensiilor, chiar și pâinea a fost ieftinită și pusă la dispoziția celor care sunt destul de mulți, au nevoie de o pâine mai bună și mai ieftină pe masă. Este rugămintea noastră a celor de la PSD să veniți alături de această decizie de astăzi. Mulțumesc!